Sala de sport a școlii gimnaziale numărul 3 din Suceava a găzduit sâmbătă 25 februarie etapa județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, latura sportivă handbal. La competiție au participat elevii claselor primare din cadrul școlilor gimnaziale numărul 3 Suceava, școala Miron Costin, școala Ion Creangă Suceava și școala Milișoți. Școala gimnazială numărul 3 din Suceava, prin Asociația Sportivă Știința, alături de partenerii Inspectoratul Școlar Județean, Direcția pentru Sport și Tineret Suceava, Liceul cu Program Sportiv, Clubul Sportiv Universitatea din Suceava și Asociația Județeană de Handbal, au organizat faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, ramura sportivă handbal pentru elevii din clasele primare. Este pentru prima dată în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Debutează și ramura de sport handbal pentru clasele primare la handbal mixt. Sperăm ca întrecerea să desfășoare în spiritul regulamentului și fair play-ului. Derzenia și poința de a învinge să-i ajute pe cei mai buni să câștige, fără a uita o clipă de plăcerea și bucuria jocului în sine. Dorim ca atât comisia de organizare, cât și corpul de oficial să acționeze pentru deplina reușită a competiției, asigurând desfășurarea acesteia într-un spirit de sportivitate. Urez tuturor participanților succes, fie că cel mai bun se câștigă. La competiție au participat școala gimnazială numărul 3 din Suceava prin Asociația Sportivă Școlară Știința, școala gimnazială Miron Costin prin Asociația Sportivă Școlară Lider, școala gimnazială Milișăuți prin Asociația Sportivă Lumina, precum și școala gimnazială Ion Creangă din Suceava prin Asociația Sportivă Opcini.